Dacian Ciolo trage un semnal de alarm după gafa premierului Dencil, am făcut-o eu în trecut, îi regret sincer. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere, spune, cu ocazia Zilei Internaționale de Consubliniere Tientizarea Autismului, ce mai folosim cel puțin inspirat expresii cu sublinierei despre autism, afirmând ce sublinierei el a făcut-o în trecut, sublinierei regret, sublinierei ce este nevoie să ne educăm mai bine. El mai spune ce persoanele cu afecțiuni din spectrul autist ar trebui să se bazeze pe servicii sociale și de recuperare puternice, nu pe alocații mizere. Azi e Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Încă mai folosim cel puțin neinspirat expresii cui despre autism. Am făcut-o eu în trecut, îi regret sincer. Avem nevoie să ne educăm mai bine. Dincolo de conștientizare, lucru pe care ungurile o fac de mai bine de 10 ani, știu ce persoanele cu afecțiuni din spectrul autist din România au nevoie de servicii de abilitare și recuperare, ajutorul dat lor ar trebui să se bazeze pe servicii sociale și de recuperare puternice, nu pe alocații mizere. Dar important mi se pare să nu uităm de ei și să ni amintim doar cu ocazia unor zile speciale. Știu ce mulți dintre ei pot evolua în bine dacă sunt ajutați. Un exemplu de prietenul meu Mugur Pop de la Cluj, care folosește terapia cu animale, în cazul lui, cai, pentru a ajuta copiii cu acest tip de afecțiuni. Cu rezultate bune. Bravo tuturor celor care se implic, scrie fostul premier pe Facebook. Amintim ce în luna februarie premierul Viorica Dencil a ajuns în centrul unui scandal, după ce a catalogat pe europarlamentarii care dezinformează drept autism, sublinieră-ti.